binecuvintez, o Doamne. Amin. Dacă în timpul sarcinii, Doamne, dacă în timpul problemelor, Doamne, a cârtit înaintea Ta, Te rugăm, iartă-o, Doamne. Amin. Dacă s-a ales cu vreo boală, Doamne, sau cu vreo meteahnă în călătoria ei, Doamne, în lupta aceasta cu viața de fiecare zi, în lupta de a da viață, Doamne, micuței Rahela, Te rugăm, vindecă, Doamne. Amin. Pentru că Tu nu dorești boala, Doamne. Tu dorești ca noi să fim oameni sănătoși, Doamne, dar în ascultare de Tine, așa, în teamă de Tine în fiecare zi. Și când se va auzi strigarea, când se va auzi strigătul de trâmbiță, să fim gata, pregătiți pentru a pleca în întâmpinare. Te rugăm să binecuvintești și Ta pe tata fetiței Rahela. Te rugăm să-L întărești, o Doamne, cu ascultare de Tine, Doamne, cu putere de muncă. El nu este prezent aici, dar cu Duhul este aici, o Doamne, la această sărbătoare îngăduită și lăsată de Tine. Îți mulțumim, o Doamne, și acolo unde este, Te rugăm să-L binecuvintezi. Amin. Dă-i putere de muncă. Amin. Dă-i putere, Doamne, să slujească Ție. Și acolo unde este, să nu uite nicio clipă, nicio clipă de familia Lui. Să fie zi și noapte cu Duhul prezent în familia Lui. De aceea chemăm prezența Ta. De aceea îți mulțumim pentru harul Tău, pentru această familie, pentru harul de a fi copiii Tăi, pentru această casă peste care este chemat numele Tău. Nu îngădui duhurilor rele, Doamne, peste această familie. Binecuvintează pe ceilalți frați, o Doamne, pe unchi, o Doamne, pe frații mamei, o Doamne, și surorile ei, Doamne, Te rugăm, binecuvintează întreaga casă. Amin. Pentru toate glorificăm numele Tău și Te binecuvântăm în veci. Amin. Amin. Amin.